Salutare, unicorii mei, și bine ați revenit la un nou vlog! Astăzi este o zi super mișto pentru că astăzi am bal de absolvire! Să începem pregătirile... să începem cu părul, da. Iar acum trecem la maxiaj! Nu contează de că mi-am îndreptat părul, părul meu e rezistent. O să începem cu rimelul, pentru că eu mă murdăresc de fiecare dată când mă dau cu rimel. Bun, ok, sunt gata. M-am gândit. Eu ieri am făcut un fel de test, un fel de, ce machiaj cum fac mâine. Am încercat diferite chestii. N-am încercat diferite chestii, am încercat o chestie. Mi-a plăcut, am zis, nu, mai. Eu sunt Ana Beregoi. Mie îmi place să fiu mai naturală, doar rimel, atât. Și fă-mi de ten acum pentru o ocazie specială, știți voi. Deci am văzut un tutorial, un life hack, cum ar veni, pe TikTok. Cum să, gen, să dăm, să facem un fel de efect al machiajului superb. Să dăm aici, aici, în fine, vedeți voi formele. Și am folosit un, nu știu ce este, eu nu știu, anti-cearcăn, cred că. Dar ea la final a zis iluminator, nu anti-cearcăn. Ce fac eu acum? Lăsați, așa, nu are nicio treabă oricum. De fapt a zis și la început, dar eu am zis, iluminator, chiar gen, nu cred. Dar nu crede, Ana. Uite acum ce faci. Sau n-am auzit eu bine și a zis, puteți ce încercă, în fine, nu contează. Perfect. Acum o să-mi fac un contur la buze și o să-mi pun un balsam de buze și gata. Ok, nu prea a zis, dar părul meu. Ia uitați-vă la mine, sunt gata, m-am îmbrăcat, mama este gata, tata este gata, Iuliana este gata. Wow! Prima gata. Da, eu sunt ultima pentru că am făcut live pe TikTok. Nu pot să cred în bal de absolvire, adică eu acum mă duc la bal de absolvire. Dan, intru în clasa 10-a. Ai emoții, ai emoții. Outfit-ul Iulianei. Outfit-ul mamei și outfit-ul tatălui. Și outfit-ul meu l-ați văzut deja. Uite-ți mai înalt ca Iuliana, asta e. TikTok-uri? Toți suntem gata să facem TikTok-uri. Da? Da. Așa așa lecție întâlnit. Să vă pare deosebit foarte frumoasă. Unde îi avem prezenți pe cei mai frumoși, prinți și prințese? Sunt cei mai deosebiți pentru că sunt ai noștri. Și noi știm acest lucru. Evident că avem și noi emoții mari. Dragi părinți, odată ce mi s-a dat mie cuvântul, aș dori ca din partea tuturor colectivului de elevi de clasa 9B să mulțumesc foarte mult profesorilor că ne-au îndrumat în drumul acesta de 9 ani și să le mulțumesc din suflet că cu toate că uneori noi nu am fost cei mai exemplari elevi. Uneori poate nu am avut toate cele necesare. Vrem să vă mulțumim că ne-ați răbdat așa cum suntem și că ne-ați îndrumat în drumul acesta în carieră. Azi, cu toate că avem bal de absolvire, mai avem un eveniment foarte important pentru noi. Ziua doamnei Hacina Lilia, directorul Instituției de Învățământ. Din partea tuturor colectivului vrem să vă urăm sănătate, prosperitate și fie ca steaua dumneavoastră, cea care vă călăuzește toată viața, să vă călăuzească și în continuare. Sunt profesori, pentru toate clipele trăite împreună. Poate nu vă vom scrie mereu scrisori, dar să știți că vom trăi mereu pentru o inimă comună.
Ne-a selectat cu cei mai buni, cu carte și cu omenie, de la dumneavoastră am învățat că totul se rezolvă în armonie. Vă mulțumim pentru susținerea acordată, pentru străduința abordată, pentru 9 ani de învățământ întregesc. Ne închinăm acum și zicem un mare mulțumesc! Ok, acum ne punem să mâncăm, abia aștept. Hai să mâncăm! Aveți grijă de Iuliana, da? Da! Aceasta este mâncarea. Mine că sunt de frumoasă, mulțumesc! Ana, da, să-mi faci poza azi, multe, 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 multe! Da, deși eu! Mama cu tata stau cu noi! Mulțumesc! Cum vă simțiți să terminați clasa noua? Tare bine, de atât când n-am avut nici examen. La banca ta... Și faci? Beu. În ce sens beu? Beu. Băutură. Ce fel de băutură? Stai așa. Ce ochi verzi ai? Și culoare ai la ochi? Albaștri? Albaștri verzi. Cum mai Eu ca tare nu arăt chiar atât de oribil, dar eu aici un pic sunt amână. Da, dați-vă pun invers. Nu, așa, hai, 1, 2, 3 și... Cum e bună, să fie de la domnicuța. Vă pupăm și să nu uitați să dați like, subscribe, share și tot ce mai este acolo. Pa, pa! Salutare! 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 Am desenat. Salut! Salut! Salutare, dragi prieteni! Unde ești? Noi vă iubim foarte mult și arăt super! Nu, eu vreau să mă văd toată... Nu, vreau să... Nu știu ce vreau. Vreau să dansez. Ok, am ieșit! La revedere! Și pentru că murim de cald. E foarte cald. E foarte cald. E foarte super, pur și simplu. Veniți la baltă sorbire. Să
deci ca să înțelegeți, noi am venit la magazin să ne luăm apă rece. Apă rece. Acolo nu este apă rece și noi murim de sete de apă rece. Uitați-vă! Am pregătit un mic prezent pentru profesor. Ce drăguț! Ce de bun! Doamna Eugenia, administrația instituției publice Ciocărit Căreguso, împreună cu întreg colectivul profesoral, apreciază munca dumneavoastră nobilă, zi de zi. Cuvintele nu pot exprima recunoștința pe care o au copiii față de dumneavoastră. Le-ați fost alături în fiecare zi, le-ați îndrumat pașii spre un viitor mai bun. Vă apreciem și vă mulțumim și vă felicităm și vă oferim diplomă de excelență pentru cel mai bun diriginte. Vă veți croi, unde veți pleca, îndemnul nostru este să reveniți la liceu. Pentru ca să mai trăim 3 ani împreună, cot la cot, inspirându-ne cu cunoștințe și competențe. Dar în cazul în care veți decide ca să plecați în altă parte, noi vrem să vă amintim că ușile liceului vor fi tot timpul deschise pentru voi. Aripile voastre, deși nu sunt încă destul de puternice pentru a zbura tare, tare departe, să știți că noi și peste ani suntem nespuși de bucuroși, mândri și recunoscători pentru faptul că câteodată, din când în când, ne pășesc pragul școlii foștii noștri absolvenți și se împărtășesc cu experiența, cu succesele și cu toate reușitele de carieră. Noi vă îmbrățișăm și vă așteptăm la 1 septembrie la liceu, nu ne luăm rămas bun. Vă spunem până la revedere! Da, tu zici plângi. Mă trebuie de atât tot. O să rămâi la școală, Ana, nu plângi. Da, dar domnul că duci la real. Mă, încă nu știe. Oh,
picioarele. Deci, colierul este de la Nicky B, foarte frumos, și rochia de la Malini. Mua! Am ieșit afară să ne plimbăm un pic. Ora 12 de noapte. Mi-a luat doar picioarele de moare, efectiv. Dar eu m-am schimbat, mie mi-a adus mai o altă rochiță. Și get the chance. Și trecem pe roșu, nu faceți ca noi. Afară. Noi ne uităm în direcția greșită de verde. Este bâja. Bâja. Giu-giu. Giu-giu. Este foarte fric. Mă rog, mini foarte fric. Pentru dar vrei la plimbare. Vreau să simt 12 noaptea prin centru, știi cum, așa. Oh my god. Periculos. Știi, tu știi că eu n-am telefonul cu mine. Iată, câinea. Așa mai vade câinea. Noi am pus un nume la un câinișo. Gigi, aluli. Vadi, că e timidul meu. Vadic, hai să te hrănim, Vadicule. Vadic. Adem, Vadic. Vino cu Vadic mai repede. În poliția, băi. Poliția, ne-am trecut nu cum trebuie la roșu. Vadic? Vrei să mănânci? Ce ai adus? Ține, Vadic. Vadic. Vino să vină. Și cu telefon mă fac. Să vină cu mine. Să vină cu noi. Da. Vino să vină. Am un plan să plecăm cu toții la răsărit. Strângem aici totul și nu merge nimeni la răsărit. Am ajuns acasă, n-am mai plecat nimeni nicăieri. Toți au plecat acasă, nu ne mai ducem la nici în răsărit. Și cam atât a fost cu vlogul de astăzi. Eu vă pup, iar noi ne revedem data viitoare. Pa!